Ce face Ionuț? Cum merge Wake Up Call-ul ăsta nebun pe care l-am plănuit acasă la cineva? Bună dimineața din nou, Ionuț! Bună dimineața din nou, Bogdan! Ți-e frică? Nu mi-e frică, pentru că tocmai a trecut o situație destul de delicată pe lângă noi. Știți că v-am zis că trebuie să vin cu patru fete să facem ceva frumos? Așa? E bine, sunt șase băieți. Vai, te-au lăsat baltă fetele? M-au lăsat baltă fetele, da. Că e prea dimineață. Auzi, dar stai un pic, ca să completezi imaginea asta. Eu te-am văzut pe Insta Stories, pe contul Virgin. Explică-ne și nouă cum arăți. Cum ești îmbrăcat? Să înțelegeți, am niște tenești cu șosete scurte, niște pantaloni foarte scurți. Băi, aia nu-s pantaloni, aia sunt colanți, Ionuț. Nu, n-am colanți. Am cum niște pantaloni obraznic de scurt și un tricou decoltat cu vedere la stârcuri. Păi stai puțin, ce s-a întâmplat cu colanții? N-am putut să mai au colanții, pentru că acum, sincer, noi o să și filmăm aici și mi se vedea foarte tare. Ok, bine, scuze că te-am întrebat. Okay, gata, that's more than I want to know. Bun, yes. Suntem acasă la Emil Rengle în momentul ăsta. Deschid ușa acum. Emil! Bună dimineața! Ești în direct la Virgin Radio? Săracul s-a speriat rău de tot. Ți-am pregătit niște mișcări de dans? Haide toată lumea! Haide! Îi fac acum cele mai penibile mișcări de dans din lume. Am început și continuăm cu dansuri irlandeze. Și-a pus mâna în cap, e mort. E mort, Emil, bună dimineața! Emil, ești bine? Tremură, săracul tot, este foarte cifulit. Ai speriat? Băi, aproape că plângi. Dați un microfon și lui Emil să-l auzim. Salutare, Emil, din Studio Virgin. Bună dimineața! Neața, neața. Băi, vedeta momentului. Wow! Păi hai să lansăm, ce facem? Păi problema e că eu trebuie să învăț. Că eu nu prea știu să dansez. Eu zic că ai mișcările la tine. Mi-a plăcut ce ai făcut până acum. Zici? Doamne, o să fie tremur pe internet, o să râde lumea pe internet. De frică sau de emoții. Bă, da, ce s-a bine... S-a pus în picioare în pat acum. Ce bine vorbește Emil Rengle, abia trezit. Zici că s-a culcat acum un minut. Vai, cât sunteți la mine în casă. Da, auzi, suntem Emil, 5 băieți. Teoretic trebuia să fim și cu niște fete, dar nu era s-au trezit. Era și fost cool. Păi da, mamă, dar ce s-a trezit, e fresh în picioare acum lângă mine, nu pot să cred. Emil, tu n-ai auzit nimic, efectiv noi am făcut gălăgie, am intrat aici, am montat toate lucrurile astea. Eu am venit de la munte și m-am culcat destul de târziu și nu mă așteptam, nu știu. La ce oră te-ai culcat, Emil? Îl văd pe Alex aici, o să-l cert. Alex e complicele noastre. La ce? Că m-a speriat și eu. Ce s-a întâmplat? S-a dat cu un tub de confeti. Asta trebuie că puțin mai devreme să se întâmple. Wow. Băi, la ce oră te-ai culcat, Emil? Că-s curios cât de tare te-am deranjat. Cred că pe la ora 1. Dar cât e ceasul acum? E 8, este fără 5. 8. Super. Din câte știu, ai repetiții la 10. Ai repetiții la 10. Așa că am zis să venim, să te trezim, să poți să ajungi la repetiții. Sunt cei mai drăguți. Emil, și tu ești cel mai ce diplomat? Da, cred că încă sunt în șoc, în stare de șoc. Emil Rengle a primit în dimineața asta un... Wake up,